Mare atenție, o jumătate de videoclip umblă liberă pe internet, aparține unui nou univers și își caută jumătatea. Dacă simțiți că ați ajuns într-un loc în care nu v-ați dori neapărat să ajungeți, dar cumva v-a dus viața așa pe nesimțite, iar acum vă bate gândul mai degrabă să vă întoarceți decât să mergeți așa înainte, în virtutea inerției, înseamnă că puteți ajuta și dumneavoastră videoclipurile acestea să se întâlnească. Și dacă nu ați înțeles absolut nimic din ce am spus eu aici, atunci zic să-l luăm la întrebări pe Cornel Ilie de la Vank, pentru că din mintea lui au ieșit aceste idei, niște idei bune, aș îndrăzni să zic. Dar pare că sunt foarte complicate, nu? Pare, dar tocmai de asta te-am chemat pe tine aici, ca să le lămurim puțin, pentru că, din ce am reușit eu să citesc, sunt foarte frumoase. Da, bună ziua, în primul rând. Și avem un videoclip care nu este complet, este videoclipul care își caută jumătatea. Este primul clip viu, așa l-am denumit, este al piesei Un nou univers. Un nou univers se numește și spectacolul nostru de la Sala Polivanca din 7 octombrie. Primul clip viu? Primul clip viu, pentru că și el, clipul în sine își caută jumătatea, clipul devine un personaj, pentru că suntem într-un nou univers și într-un nou univers orice este posibil. Dacă vrem să fie viu acel clip, este viu. Și am încercat să personificăm cu tot și personajele din clip sunt două personaje, cumva sunt o altă specie, o specie viitoare de oameni probabil. Și toată povestea clipului, când va fi el văzut complet, asta însemnând pe 2 octombrie, face acord cu mesajul concertului, care este timpul să te întorci la tine. Și aici ne adresăm absolut tuturor care în momentul ăsta sunt într-un punct în viața lor în care n-au ajuns acolo unde și-au dorit de când sunt ei mici sau de când au început să viseze, să-și imagineze cum va fi viața lor când vor crește mari. Indiferent că vorbim despre viața sentimentală, profesională, personală și așa mai departe. Credem cu tărie că lumea poate fi e mult mai frumoasă și mult mai bun în momentul în care oamenii sunt mai împăcați cu ei înșiși. Și unul dintre motivele pentru care nu ajung la acel moment de împăcare cu sine este pentru că nu fac ceea ce le place în viață sau că nu sunt lângă oameni lângă care ar fi vrut să fie. Și atunci, cred că ăsta este un mesaj și un îndemn. Este timpul să te întorci la tine. La cine crezi tu că ești cu adevărat? Ok. Foarte frumos. Așa. Ai făcut așa o imagine de ansamblu asupra acestui concept. Voi ați inventat un nou univers. Cum arată oamenii din acest nou univers? Exact așa cum ți-am spus mai devreme că aș vrea să văd să fie... Dar cu ei? Sunt oameni, da, care în primul rând sunt care își găsesc puterea și liniștea să facă ceea ce le place. Sunt oameni care au curaj să facă schimbări, să o ia mereu de la capăt, pentru că cred că probabil cei mai mulți din lumea asta, nu România, în general în toată lumea asta, sunt prea mulți oameni care suferă de frustrări pe care le-au acumulat fără să vrea. Și astea vin cumva dintr-o presiune socială, dintr-o presiune a ritmului în care trăim acum, dintr-o presiune a mediei și așa mai departe. Că trebuie să faci niște lucruri, trebuie să atingi niște scopuri și nu cred că este vorba neapărat despre asta sau nu neapărat pentru toată lumea. Și atunci cred că sunt niște categorii de oameni care probabil cu puțin curaj și cu îndemn și dacă o să vadă că, uite, sunt și alții ca ei, și pot să își găsească puterea să o ia de la capăt și să înceapă viața nouă așa cum și-au dorit ei de când erau mici sau de când aveau 18 ani sau 20 de ani, de când au intrat în facultate. Cred că atunci totul s-ar mai ilumina puțin măcar. Mă gândeam acum, în timp ce te ascultam pe tine, mă gândeam că sunt oameni, eu cunosc oameni care, de exemplu, lucrează la bancă, dar ei când erau mici își doreau să fie bucătari. Da, bine. Adică uite, acum... își doreau lucruri mult mai simple decât ce au reușit să dobândească, adică mult mai puțin exact, uite că acum, dificile. Acești oameni care spun că își doreau să fie bucătari, asta se întâmpla undeva prin anii probabil 80 ceva, 90, când nu era atât de mare sau nu era văzut cu așa mult respect ca acum să fii bucătar sau să fii șef. Au apărut toate conceptele astea de televiziune care încurajează să faci și meseria asta ca pe o formă foarte frumoasă, foarte, foarte creativă. Deci, uite, ei ar avea șansa să o ia de la capăt. Da, până la urmă, orice meserie. Dacă ești bun în meseria ta, e vorba tot brățară de aur rămâne. Da, nu e vorba despre meserie neapărat, ci despre pasiune. Da, exact. Dar orice poți să faci cu pasiune o să fie frumos și o să fie respectat de absolut oricine. Ok. Eu înțeleg că pe 2 octombrie o să vedem cealaltă jumătate. Pe 2 octombrie o să vedem tot clipul de la Un nou univers. Până atunci, noi am scăpat așa pe internet câteva secvențe și scăpăm
de fiecare, în fiecare zi câte două secvențe, câte vreo 10 secunde sau 12 niște secunde. Teaser-uri, așa. Dar nu sunt alese în ordine cronologică, sunt pur și simplu la întâmplare. Și atâta timp cât pe Instagram urmăriți hashtag-ul primul clip view, în fiecare zi se adaugă noi secunde din acest clip și pe 2 octombrie el poate fi văzut în întregime. Avantajul este că fiecare când o să vadă aceste secvențe până în 2 octombrie o să-și imagineze alt final de clip, altă poveste. Este ca o căutare în viață, în care nu știm cum se încheie, dar știm cam cum am vrea noi să parcurgem drumul ăla. Eu sunt foarte curioasă cum arată jumătatea cealaltă a clipului vostru, pentru că prima jumătate mi se pare că se termină cam ciudat așa, adică m-a cam înspăimântat. Se termină cu bine sau ce se întâmplă acolo? Păi, nu știu, asta... Eu știu cum ar trebui să se termine, inventând această idee, dar cred că mai degrabă trebuie să-și aleagă fiecare propria percepție. Se termină cu bine, nu se termină cu bine, chiar dacă o să vezi finalul, nu cred că o să poți să alegi, să spui, da, e bine, nu e bine, e rău, e trist. Probabil nu contează să aibă emoție și emoția aia poate fi interpretată în funcție de contextul în care se află fiecare în viața lui în acel moment. Dar pe 7 octombrie la Sala Polivalentă, acest moment va fi unul dintre, piesa aceasta va fi unul dintre cele mai emoționante momente pe care am făcut noi în un spectacol și mai ales în acea seară în Sala Polivalentă. Despre spectacolul o să vorbim chiar atunci mai aproape, poate mai multe, să vedem ce ați spus la cale, pentru că înțeleg că este un proiect foarte amplu. Este foarte amplu și noi l-am îmbrăcat sub forma unui eveniment multimedia, pentru că se va întâmpla mai mult ca la orice alt concert în general, o interacțiune foarte puternică între public și ce facem noi pe scenă, și nu numai cu noi de pe scenă, ci cei din public vor putea să schimbe scenografia și vizualurile de pe ecrane. Asta deja sună foarte interesant. Eu îl chemasem pe Cornel ca să ne răspundă la niște întrebări. El ne-a răspuns și e drept, dar au fost niște întrebări, au fost niște răspunsuri care au născut alte întrebări. Foarte interesant acest concept al celor de la VANC. Mulțumim că ai trecut pe la noi să ne explici ce înseamnă un videoclip viu. Pe mine asta mi-a plăcut foarte mult ideea. El face parte dintr-un nou univers. Mulțumesc, Cornel. Și-o mulțumesc.